frumoase și pentru mine și asta mă întinerește, practic. Fiecare copil trebuie să lucrezi în parte cu el, fiecare are temperamentul lui, trebuie să încerci să înțelegi. Trebuie să știi, să prinzi momentul și să citești în inima copilului să vezi starea în care se află. Copiii în perioada asta sunt mai mulți singuri, deci cu toată tehnologia asta, chiar dacă locuim la țară, ei sunt toată ziua pe telefon, poate că o muzică nesănătoasă, un film nesănătos și ținând cont că sunt copii și trebuie pregătiți pentru viitor, atelierele și tot ceea ce facem noi cu ei, plus ecologizările care le facem împreună cu copiii la mulți ani. Multă sănătate, putere de muncă și la cât mai multe realizări. Sunt Maria, sunt din Mărâncrav, am 16 ani și sunt voluntar la MED din vara anului trecut. Am participat la peste 20 de ateliere. Îmi place mult să lucru cu copii, să fac activități, jocuri, să am grijă de ei. Pentru fundație am început să lucrez de aproximativ 10 ani. Au început să facă cursuri de pregătire pentru agroturism. Trebuia să lucrez cu acte, trebuia să îți faci firmă. Am ajuns să lucrez la casa asta unde suntem acum și să o administrez pentru că mă încurajam să-mi fac PFA-ul. După cursul de agroturism am mai făcut o grămadă de cursuri, a fost o grămadă de proiecte care pot să zic că au crescut nivelul de trai a satului. Am învățat să prețuim și să punem în valoare lucrurile pe care deja le știam și le-am învățat de la bunicii noștri. Cu turismul am putut să ne punem în valoare munca țăranului, de la o roșie sau un morcov din grădină la un litru de lapte, pe care nu mai suntem nevoiți să-l dăm cu un leu sau știu eu cât plătește o firmă care vine și preia laptele. Mai facem o telemia, vine turistul și vrea să mănânce ceva de la țară, tu poți să-i oferi produsele tale de acasă. Lumea să aprecieze tot mai mult ceea ce facem împreună cu fundația. Noi încercăm să ajutăm și încercăm să păstrăm și să prețuim și să învățăm și pe copii și pe urmașii noștri să prețuiască lucrurile care au fost și înainte. Fundația, prima dată chiar când am lucrat eu, urmă cu mulți ani, la o casă la Vierta, unde acolo am început să descoper tainele restaurării, adică niște lucruri care în meseria de zidar încă îmi lipseau. Proiectul de final cu METO a fost această casă, când am făcut tavanul și bolțile la casă, dar eram totuși muncitori necalificați tot. Atunci METO, printr-un program al lor, ne-a ajutat să ne facem o calificare. Deși noi cunoșteam meserie, ne făceam treaba, dar nu aveam o calificare, nu puteam fi angajați ca meseriași calificați încăieri. Da, datorită METO-ului, cu acea calificare ne-am putut să facem autorizație și am lucrat încă 2 ani de zile de am făcut construcții. Pentru mine casa aceasta a fost cea mai frumoasă casă din sat. 2 ani de zile a fost casa părăsită până au cumpărat-o cei de la MED și au restaurat. Răbdare sau cu suflet. Suflet, probabil nici nu mi-am dat seama la început cum poate eu era legătura aia încă din copilărie, am început să pun foarte mult suflet în ceea ce făceam. Nu au fost foarte mulți turiști, dar acei puțini turiști care au fost s-au atașat, i-a fost dragă casa. Au venit ca turiști și au plecat ca prieteni. Da. Fundația a schimbat, nu știu, practic aproape întreaga fața satului. Pentru că satul era un sat îmbătrânit, multe case care au plecat din ele, n-au mai, probabil, o putere economică mai slabă, n-au mai putut să facă nimica, a refăcut foarte multe fațade, a schimbat întreg satul. Toată echipa METO-ului este o echipă faină și o echipă cu oameni deschiși și mă bucur că au, cum să spun, în spate, în față, o motor pe doamna Carolina Fenulen, care este, nu știu, inima METO-ului. Eu zic că e o mare schimbare de ceea ce făceam înainte. Eram simplu casnică pentru că am un băiețel mic și trebuia să stau acasă. Și din moment ce sunt în asociație, zic că totul are sens pentru că ne implicăm și noi ca comunitate. Aducem un plus comunității. Cred că ar trebui și mai mulți oameni să se implice.
ca și comunitatea să prospere și ceea ce face fundația o face foarte bine și sper că și mai mulți ani de acum încolo. Mă bucur foarte mult că zi de zi întâlnesc oameni noi, povești noi de viață. Aici organizăm și mese, gătim tradițional, mult simplu, bucate foarte gustoase și așteptăm pe toți să vină să ne viziteze. Doresc fundației la mulți, mulți ani de acum încolo, încă pe atât. Și pot să le spun că să se ghideze după aceleași principii pe care fac și acum, pentru că fac un lucru foarte bun și sunt mândră că fac parte din această mare familie. Lucrez în cadrul fundației din 2018. Înainte lucram în străinătate, dar am rămas acasă să lucrez aici în sat. Îmi place foarte mult ceea ce fac, lucrez tâmplărie, printre altele mai recondiționez și fațade, case vechi, le readuc la valoarea care au avut-o odată. Îmi place foarte mult să lucrez cu materiale tradiționale. Atelierul ăsta a fost recondiționat acum 2 ani. Înainte a fost tot un atelier de tâmplărie, doar că nu a fost utilaje atât de moderne, era ceva mai rustic. În schimb, cu aceste utilaje care le avem acum, putem să facem și mobilă și să ne ridicăm la pretențiile care le au acum clienții. Vreau să fiu mai mult aproape de familie. Dacă lucrezi în altă parte, ești mai tot timpul plecat. Nu am avut niciodată în cap să-mi fac eu un PFA sau să lucrez pe cont propriu și așa mai departe, dar datorită fundației Mihai Eminescu, care au venit cu ideea, au venit cu inițiativa, m-au ajutat cu sculele, cu atelierul, cu tot ce este nevoie, altfel nu mă puteam descurca, asta e clar. Erau 5 pensiuni, acum deja am ajuns la 13 sau 14, mi-am înmulțit încet, din ce în ce mai bine să fie în turism sau cu turism. Suntem singura pensiune din sat care mergem cu tradiția mai departe. Unii vin și zice, wow, ce fain e casa, ce-mi place dulapul ăsta sau chiar lada asta, le dă eu ăsta, așa zicem noi. Când încep fructele, încep cu dulceață, cu sirop, cu toate, să le-am făcut. Dar chiar să bucură de ele și mulți vor să cumpă.